Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Astăzi voi face o etalare în trei variante pentru relații, dragoste, pentru cei care sunteți într-o relație de trio, cei care doriți să știți, deci este o etalare pentru cei care doriți să știți dacă persoana iubită vă va alege pe voi sau va alege pe cealaltă. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu inimioarele, inimioara verde, inimioara roșie sau inimioara roz, gândindu-vă la persoana iubită. Concentrați-vă pe întrebarea pe cine va alege, pe voi sau pe cealaltă persoană. Vizualizați practic această relație, această persoană, cealaltă persoană, vizualizați acest ansamblu și concentrați-vă pe întrebare și alegeți-vă varianta în momentul în care vă simțiți pe întrebare, alegeți-vă varianta cu care rezonați, pe care vă îndeamnă intuiția, practic vă împinge intuiția să o alegeți. Și să vedem pentru prima variantă, o să dau două dintre variante la o parte. Și voi păstra prima variantă, o să o pun aici în față, ca să vedem la ce vă puteți aștepta. Și să vedem ce spune tarotul. Pe cine va alege? Pe voi sau pe cealaltă? La voi se întoarce, e o persoană, poate nebunul, se întoarce la voi. E o persoană poate care nu prea știe ce vrea. E o persoană care poate face lucrurile în felul său, riscă, e o persoană poate care nu respectă regulile, nu este la fel ca toată lumea. E o persoană poate mai imatură și mai irresponsabilă în acțiunile sale, dar e o persoană veselă, bine dispusă, o persoană care își dorește multă libertate, are și multe idei, fantezii, dar poate are și niște momente de nebunie. Este o persoană care poate își mai iese din fire. Este poate sub semnul vărsătorului sau ascendent în vărsător. Să vedem așadar ce spun cărțile, la ce vă puteți aștepta, care sunt practic vibrațiile acestei relații, pe cine va alege persoana iubită, pe voi sau pe cealaltă. Aici mi-apare o papesă, că trebuie mai multă răbdare și înțelepciune sau este în discuție o persoană mai matură, poate să fie vorba despre o influență a unei femei, mame, sau caută o astfel de femeie. Să vedem pe cine va alege. Apar vești, să știți, primiți niște vești. Voi poate sunteți într-o stare de pauză, de relaxare. Trebuie să stați mai relaxat, să vă faceți, să fiți mai pozitiv, mai pozitivă, să vă odihniți, să vă îngrijiți mai mult de voi. Deci să vedem. Voi. Să vedem el sau ea. Da? El sau ea. Și să vedem pe cine va alege. Pe voi va ieși sau pe cealaltă persoană. Voi. Voi sunteți o persoană poate îndrăgostită sau într-o relație nouă sau e ceva nou în emoțiile voastre, ceva există și o anumită imaturitate sau irresponsabilitate sau prea multă sensibilitate, ca să spunem așa. Vă trebuie poate mai multă înțelepciune, mai multă o să pun aici cumva să se vadă mai bine. Ok. Deci voi sunteți o persoană tânără, o persoană plină de emoții, care vă doriți dragoste, care vă doriți să fiți la înălțimea așteptărilor celuilalt, să-i fiți pe plac. Sunteți foarte interesat să iubiți și să fiți iubiți, iubite, da? Sunteți o persoană care aveți o intuiție foarte bună, aveți niște capacități extrasenzoriale deosebite. Sunteți o persoană pozitivă, o persoană care profitați poate și de ocazii sau care oferiți șanse, oferiți șansa, posibilitatea să se întoarcă la voi, să iertați. Deci oferiți șanse. Voi sunteți o persoană care sunteți deschise, deschiși ca să iubiți, să oferiți iertare. Sunteți dornici să vă căsătoriți, poate. Aveți chiar poate intenția să îi propune să vă căsătoriți. Cu toate că poate uneori sunteți și puțin cam egoiști și calculați, da? Nu prezentați foarte multă încredere sau nu, în felul în care vă manifestați, poate cu anumită irresponsabilitate, nu prezintă prea multă încredere. Voi, cealaltă persoană mi-a ieșit asul de
monede. Cealaltă persoană este vorba, este o persoană foarte creativă, foarte practică, o persoană care are idei, o persoană care e pe fază, ca să spunem așa, e o persoană care culege imediat oportunitățile, știe ce vrea. Este o persoană care își urmează instinctul imediat, ea se aruncă această cealaltă persoană imediat, nu așteaptă, da? Deci este o persoană care are și o bogăție, să zicem așa, spirituală sau mentală, de idei, creativitate. O persoană poate care are și o anumită stabilitate financiară, o anumită bogăție, o firmă, ceva, are ceva. Vedeți că mi-arată aici o persoană care creează ceva, da? Deci are monedele, reprezintă banii, mai reprezintă și idei. Aici are un pix, un stilou, practic, da? Deci scrie, e o persoană inteligentă, intelectuală, poate are studii, sau lucrează la, are o muncă intelectuală, sau, mă rog, are foarte multe idei, trimite veștii. E o persoană care nu stă, nu pierde timpul, da? Este o persoană care profită de orice moment, trăiește clipa, este o persoană foarte activă, da? Și cu picioarele pe pământ, care știe exact ce vrea, cu toate că poate, sau poate că chiar cheltuie și pierde timp mult și bani cu această persoană, cu cealaltă persoană, da? Deci își dorește să... Să facă, să-și investește, ca să spunem așa, în cealaltă persoană. Investește în persoana iubită. Deci își dorește ca să o cucerească și atunci vine cu tot felul, are inițiativă. Da? Cealaltă persoană, pe cine va alege, poate că va trebui, va lua o pauză, cealaltă persoană. Este foarte posibil că va lua o pauză ca să se gândească. Deci nu e încă decisă pe cine se aleagă. Are niște dificultăți. Are și o, poate, și o stare bolnăvicioasă, să spunem așa, că v-am zis, a ieșit acel nebun care vorbește, care are așa niște stări ciudate, da? Deci, el, persoana iubită încearcă să-și realizeze scopurile și după aceea se relaxează și ia o pauză. De, practic, ia de la fiecare din relația voastră și de la voi și de la cealaltă persoană ceea ce îi trebuie, ce are, ce are nevoie, se încarcă cu energia respectivă de care are nevoie sau materială, spirituală, relațională, da? Își atinge obiectivele și apoi își ia o pauză și se relaxează, reflectează, așteaptă, nu, așteaptă să vadă ce face fiecare. Care este oportunitatea cea mai bună, da? Deci, ca să spunem așa, pentru că mi-a ieșit aici, este o zodie de foc, poate cea persoana iubită. Deci, voi sunteți poate o zodie de apă, cealaltă persoană este o zodie de pământ, iar persoana iubită poate o zodie de foc. Și persoana iubită este o zodie de foc care are multă energie pozitivă, care are, se mișcă, are face multă mișcare sau, mă rog, e foarte activă. O persoană curajoasă, da, o persoană care nu se dă, nu pierde oportunitățile, dar în momentul când a obținut ceea ce și-a dorit, ia o pauză, reflectează și așteaptă următoarea mișcare, lasă, ca să spunem așa, ca să primească impulsurile în funcție de cealaltă persoană. Deci nu este încă decisă pe cine să aleagă, da? Deci își ia o pauză de reflecție, ca să spunem așa. O să mai extrag o carte să vedem ce se va întâmpla pe mai departe în următoarele 3 luni. Este o persoană care stă și creează. Se gândește practic să poate să-și facă o afacere, îi vine o idee, ceva, probabil va căuta o altă dragoste. Probabil că va căuta o altă dragoste. Este o persoană mai tânără, în orice caz, mai matură în gândire, foarte curajoasă, v-am spus, tot zodie de foc îmi apare, dar probabil că va. Dar este mai indecis, are o natură puțin mai indecisă, da? Deci așteaptă ceva nou, așteaptă prietenii. Este o persoană deschisă la prietenii și dragoste, se lasă, să spunem așa, dus de evenimente. Da? Deci culege oportunitățile care îi se ivesc, este pozitivă, așteaptă să primească doar
Îi place să fie în centrul atenției, îi place să strălucească și are un anumită idee, un anumit obiectiv pe care și-l urmărește. Și pare că acest obiectiv nu este în acest moment neapărat să rămână cu cineva, ci așteaptă o ceva mai bun. Încă nu și-a găsit sufletul pereche, ca să spunem așa. Aceasta este practic pentru prima etalare. Și să vedem și la a doua. Rețineți că acestea sunt etalări generale, bineînțeles, da? Deci luați din acestea ceea ce îi se potrivește și acolo unde se potrivește. Și să vedem la a doua variantă, la varianta cu inimioara roșie. Să vedem la voi ce spun cărțile de tarot, pe cine va alege, pe voi sau pe cealaltă persoană. Dificultatea alegerii aici, parcă se simte blocată, este indecisă, jonglează cu situațiile pentru că se simte parcă blocat, nu știe ce să aleagă. Este parcă se simte efectiv într-un moment de blocaj. Nu vrea să fie nici să rănească și nici să fie rănită în același timp, da? E frică să nu sufere și atunci se simte blocat. Voi, cealaltă persoană și rezultatul. Ce se întâmplă? Pe cine alege? Voi sunteți o persoană, poate, persoană care sunteți cu picioarele pe pământ, poate sunteți o zodie de pământ, o zodie care mai materialistă, care doriți lucruri concrete, o zodie care vă doriți maturitate și stabilitate într-o relație, să știți lucrurile, construiți ceva solid, să faceți ceva solid. Vă doriți un bărbat matur, solid, poate și cu o siguranță materială, cu o stabilitate materială. Cealaltă persoană, să știți că suferă, se simte rănită, nu știe ce să facă. Cealaltă persoană poate este într-o zodie de aer. Este o persoană care este și foarte rece, poate mai dură, mai justițiară, care vrea să facă dreptate, să se răzbune, poate. Are multă, multă decepție, e disperată, poate chiar este vorba și de, poate și de o separare, poate că nu se mai înțelege cu cealaltă persoană iubită la care voi vă gândiți. În orice caz, are o schimbare, e vorba chiar se așteaptă la o despărțire sau la o despărțire, la o rupere, la o schimbare de planuri, suferă într-adevăr, aceasta are o pierdere, are multe regrete și multe decepții din cauza persoanei la care voi vă gândiți. A făcut-o să sufere pentru că poate știe de relația cu voi sau felul în care s-a comportat față de ea, cea persoană voastră, la care voi vă gândiți, a făcut-o foarte mult să sufere, i-a adus pierderi și are chiar și regrete, da? Are stări de singurătate, de suferință, de decepție, de disperare, de depresie chiar, da? Iar ce se va întâmpla în viitor, pe cine va alege persoana la care voi vă gândiți? Persoana la care voi vă gândiți e o persoană, cum să spun, cu mai multe fețe, nu știe ce să facă, stă pe loc, are o soluție, dar nu e sigură că e cea mai potrivită soluție. Este într-o situație, să spunem așa, de dificultate. Este prea închisă, să spunem așa, nu urmărește decât propriul său scop, nu o interesează ce simte unul, nici voi, nici cealaltă persoană, deci nu o interesează practic, o interesează doar de sine însăși, dar nici cu sine însăși nu știe ce să facă. Da, deci este nu și-asumă responsabilitatea. Este o persoană care riscă, să spunem așa, e irațională. Vedeți că mi-ar apare aici, parcă zici că este un santilbal din ala la circ, da? Care stă pe o roată, da? Și e legat de un picior, parcă se simte legat pur și simplu, nu știe ce să facă, dar e și nebună ea în sine, da? Deci propria sa nebunie a adus-o în această situație și nu știe cum să iasă din această situație în care este, da? În orice caz, este o persoană care pe ea o interesează foarte mult banii, deci o interesează foarte mult situația materială. S-ar putea, este foarte legată și de bani. Are poate datorii sau o interesează să câștige banii cuiva, da? Deci nu este responsabilă, nu muncește poate,
Da, deci este o persoană poate mai tânără și mai responsabilă, o persoană care vrea mai multă libertate, vrea să fie liberă, să facă ce vrea, cu cine vrea și când vrea. Și atunci aduce suferințe, mai ales celelalte persoane, da? Pentru că cealaltă persoană a pus poate mai mult suflet și este și o persoană mai justițiară, așa să spun, mai vrea lucrurile cinstite, drepte, nu face compromisuri, nu suportă compromisuri, nu vrea să facă compromisuri. Ca să spunem așa, și acest lucru aduce la disperare și la multă suferință. Cam asta e ce vreau să. O să mai aleg o carte să vedem totuși ce se va întâmpla pe viitor, da? Dacă există vreo șansă. Aici depinde foarte mult de o împărăteasă, de o femeie, de soție, mamă, o femeie care poate să devină mamă. O femeie, ori, dacă voi sunteți soția acestei persoane, atunci de voi depinde. Dacă cealaltă este soția acestei persoane, atunci de ea depinde. Deci va alege soția, da? Deci va alege pe cea care este soție, care trebuie să fie soție, care se comportă ca o soție, care are acele calități de soție. Aici mi apare zodia balanță. Da? Deci este cineva poate din zodia balanță sau o balanță va cunoaște o altă femeie, foarte posibil ca în viitor să-și găsească o altă persoană. Este cel mai probabil dintre voi aici să nu aleagă chiar pe niciuna, ci să-și aleagă pe cea cu care o a treia persoană, pentru că am spus că are o cheie, să-și aleagă pe a treia persoană și atunci va fi o femeie din balanță. Va fi cea care va cunoaște o femeie cu multe calități intelectuală, o femeie care are calități să devină mamă, soție, femeie de afaceri, care are toate calitățile pe care și le dorește această persoană. El are nevoie, practic, această persoană la care voi vă gândiți are nevoie de o mamă și de o soție în același timp, ca să spunem așa, cam așa, și de prieten, să găsească într-o singură femeie tot ce are nevoie. Cam asta e și la a doua variantă. Sau voi, ca bărbat, veți găsi, veți cunoaște, voi, dacă sunteți femei, cealaltă persoană va alege. Dar dacă sunteți bărbați, foarte important va fi pentru cealaltă persoană ca să-și aleagă să devină soție. Deci, dacă o. Va fi, va alege să devină soție. Deci va alege să se căsătorească. Cam asta este practic pentru a doua variantă. Și să vedem și la a treia variantă, la varianta cu inimioara roz. Vedem la voi ce se întâmplă, care sunt practic pe cine va alege cealaltă persoană, pe cine va alege persoana iubită, pe voi sau pe cealaltă persoană. Aici se face dreptate într-o situație. E vorba de o dragoste, de o persoană tânără, poate, dar sensibilă, dar poate imatură, care nu știe ce vrea exact, ori vă veți despărți de comun acord într-o relație prietenoasă. Se va face dreptate în orice caz, orice se va întâmpla, orice alegere va face, va fi cea corectă. Pentru că e și justiția, da? Și atunci se face dreptate. Da? Deci o situație, să vedem ce spun cărțile. Să pun aici. Voi sunteți o persoană, poate, care sunteți mai populară, o persoană care socializați, care comunicați, o persoană pozitivă, poate o persoană care aveți succes, vă doriți o lume a voastră sau care călătoriți, o persoană care vedeți lumea, aveți o minte deschisă, poate sunteți zodia de Capricorn sau cu ascendent în Capricorn, pentru că aici mi-a apărut lumea, reprezintă, e sub semnul Capricornului. Este, practic, o carte de succes, care reprezintă multă fericire interioară. Voi sunteți o persoană care vă doriți, sunteți o persoană pozitivă, care vă doriți să vă obțineți fericirea, să vă găsiți fericirea, să vă creați o lume a voastră cu persoana iubită. Astea sunteți voi. Cealaltă persoană este și ea o persoană foarte, foarte pozitivă. Culmea, sunteți doi, amândouă persoane și voi și cealaltă persoană sunteți cealaltă, deci voi sunteți o persoană care este și foarte populară, poate aveți socializați mult, vorbiți cu toată lumea, încercați să vă faceți relații, să
profitați de oportunități să călătoriți, să vedeți lumea, să cunoașteți mai multe persoane. Sunteți o persoană care trimiteți vești, primiți vești, sunteți o persoană care sunteți foarte mult în mișcare, ca să spunem așa, care acordați șanse și profitați de șanse. Iar cealaltă persoană este o persoană foarte sensibilă, foarte îndrăgostită, o persoană care își dorește o familie, poate chiar a introdus-o pe persoana iubită în familia sa, o persoană care aici mi-apare chiar o petrecere, de ca și cum își dorește să petreacă, să facă o căsătorie, are și o persoană care poate are foarte multe, are de toate, poate, atât din punct de vedere emoțional, cât și financiar, poate este o persoană chiar bogată, o persoană norocoasă, o persoană care are și ea foarte multe șanse, foarte multe realizări. Da, deci este o persoană frumoasă, iubită chiar, deci este o persoană foarte iubită de familie, de prietenii săi, o persoană care are multe calități pozitive, pentru că am spus, este cineva, aici mi-apare cineva care este poate dintr-o zodie de apă, este în orice caz persoane, sunt persoane care, este o persoană care este foarte romantică și foarte stabil financiar, poate are o anumită, sau este o persoană echilibrată, o persoană armonioasă, o persoană care este foarte recunoscătoare pentru tot ce îi se oferă și pentru tot ce are. Iar ce va face cealaltă persoană, pe cine va alege, se simte blocată, se simte pur și simplu legată de mâini și de picioare, nu știe ce să facă, este pur și simplu într-o stare de, acum poate este și izolată, să spunem așa, da? Deci nu mai poate să întâlnească nici cu una, nici cu cealaltă, poate să fie și o astfel de situație, poate este și bolnavă, este poate și într-o stare de depresie chiar, da? Pentru că nu știe cu cine să fie, pentru că amândouă variantele sunt foarte bune, sunt foarte, de la fiecare are foarte multe lucruri bune, foarte multe lucruri de care îi oferiți foarte multe lucruri, dar nu știe pe care să o aleagă. Da? Voi poate sunteți plecate la drum undeva, poate să fie și acest lucru că voi sunteți poate în străinătate, călătoriți sau aveți șanse să plecați în străinătate, să călătoriți, să studiați, să aveți multă popularitate și creație. Cealaltă persoană, în schimb, îi oferă o mai multă stabilitate emoțională și de familie, să-și facă o familie și nu știe cu cine să rămână, nu știe pe cine să aleagă. Se simte disperată în acest moment, se simte închisă, se simte legată de mâini și de picioare, pur și simplu suferă într-un fel sau altul. Da, deci dorește nu vede lumina de la capătul tunelului, nu știe ce soluție să găsească, nu știe. Deci efectiv în acest moment vrea să se elibereze, mai degrabă preferă să se elibereze de amândouă decât să aleagă pe careva, să piardă pe careva de favoarea celeilalte, să zic așa, persoane, da? Și să vedem totuși viitorul la ce va se întâmpla. Se vor întâmpla niște lucruri foarte rapid. Deci când va face o alegere așa în grabă, ca să spunem așa, pe neașteptate va lua o decizie. Va lua o decizie pe impulsul momentului. Posibil să se îndrăgostească de altcineva. Este foarte posibil și atunci se va elibera de amândouă variantele. Este foarte posibil acest lucru, pentru că ceva pe neașteptate se va întâmpla în orice caz. Posibil să fie vorba și de niște certuri, da, de o gelozie la un moment dat și atunci sub impulsul momentului va lua o decizie să se elibereze, poate, sau am spus, poate să-i se oprească șansa să se îndrăgostească la prima vedere. În orice caz, încă nu este stabilit pe ce va face. Mai degrabă mi-apare că totul va fi la impulsul momentului. Da, deci când acum e într-o stare de letargie, de apatie, se simte blocată, se simte indecisă, nu știe ce se facă, se simte ca legată de mâini și de picioare, pentru că are două variante la fel de bune, deci nu știe care să, v-am zis că a ieșit și acea justiție, orice alegere va face va fi cea corectă, pentru că amândouă șanse, el acum practic își caută echilibru, e ca într-o balanță, încearcă să vadă care cântărește mai mult, care mai puțin, pe care să aleagă și nu știe și s-ar putea să aleagă trei variante, pentru că vedeți aici mi-apar trei, are trei ciucurași cu trei biluțe, da? Și aici voi sunteți două variante și s-ar putea să o aleagă pe cea de-a treia, pe neașteptat, se îndrăgostește la prima vedere de altcineva. Cam asta e ce văd și la a treia variantă.
Deci, practic, nu este, încă nu se știe exact ce se va întâmpla în final. Deci, aici e o situație încă de nedecisă. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-au răspuns la întrebări, că v-ați regăsit pe voi și partenerul, partenera în această etalare, pe cealaltă persoană, dacă știți despre cine e vorba. Rețineți totuși, am spus, sunt niște etalări generale și luați din acestea doar ceea ce vă... doar acolo unde vă regăsiți și în varianta în care vă regăsiți și bucurați-vă de informațiile pe care vi le oferă etalările și încercați să gândiți mai pozitiv, pentru că acestea sunt energiile momentului. În orice caz, întotdeauna când se fac etalări despre o anumită persoană, sunt energiile momentului, ale gândurilor acelor persoane și ele se pot schimba în funcție și de energiile cu care interacționează, evenimentelor care se succed în viața fiecăruia și atunci și în momentul în care își schimbă gândurile, se schimbă și energiile și atunci lucrurile se pot întâmpla în mod diferit. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roș, și dacă încă nu sunteți înscriși pe acest canal, vă invit să o faceți. Lăsați-mi și feedback-ul vostru, mesajele, cum vedeți aceste predicții și dacă vă regăsiți în ele, dacă vă ajută, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!